Salut! Eu sunt Bogdan și iată că odată cu începerea laboratorului 6 vom ajunge la jumătatea drumului nostru spre învățarea programării orientate obiecte în limbajul C++. Haideți să vedem despre ce o să vorbim astăzi. Păi, o să tratăm un domeniu destul de amplu în cadrul întregului laborator și acest domeniu destul de amplu se cheamă supraîncărcarea operatorilor și a funcției. Haideți să vedem ce e această supraîncărcare. Supraîncărcarea sau numită și overloading în engleză, permite în general atribuirea mai multor semnificații aceluiași simbol. Adică, de fapt, este o formă de polimorfism. Dacă țineți minte din teoria programării orientate obiect, polimorfismul reprezenta chiar acest lucru, adică unui simbol să-i atribuim mai multe înțelesuri și să facă mai multe prelucrări de fapt. Adică efectuează operații diferite în funcție de context. Ce înseamnă în practică acest lucru? Păi, un operator sau o funcție definită, o să o definim de mai multe ori, diferența între aceste definiri fiind dată de tipul parametrilor sau de numărul lor, niciodată de tipul returnat. Adică, sau de ce nu putem diferența două funcții pe tipul returnat? Pentru că este la alegerea noastră dacă folosim acel tip returnat sau nu. De exemplu, dacă stăm să ne gândim, niciodată nu folosim ce întoarce printf, chiar dacă ea întoarce o valoare. Ne mulțumim să, cu prelucrările pe care ea le face, nu ne folosim niciodată de tipuri returnate. Așa că dacă două funcții returnează tipuri diferite, dar noi nu folosim tipuri returnate nicăieri, nu prea poate compilatorul să-ți dea seama exact de ce funcție, la ce funcție ne referim atunci. Așa că diferența între funcții o face prin signatura funcției, adică ce tip de parametri are și care și numărul lor. Dacă o funcție are 2 parametri și una are 3 și o apelez cu 3 parametri, vă dați seama că o va alege pe aceea cu 3 parametri. Și hai să ne gândim. Păi, un exemplu la mintea cocoșului așa ar fi operatorul plus, care de fapt este o funcție, așa cum vedem în continuare. Orice operator este de fapt o funcție. Și operatorul ăsta plus funcționează atât pe întregi cât și pe numere reale. Adun 2 cu 3, obțin 5. Adun 3.5 cu 6.3, obțin, cât are 3.5, 6.3, 9,8. Cred că n-am greșit. Ok. Și vă dați seama că în memorie, de fapt, adunurile astea se fac diferit. Adică atunci când adun 3 cu 2 cu 5, sau cum am spus eu inițial, adunarea asta se face într-un fel pe biți, când adun numere în virgulă mobilă, o să am depășirea spațiului. Iar dacă ați făcut o materie în sensul acesta, dacă ați văzut cum e construit microprocesorul și cum se fac operațiile aritmetice, ar trebui să vă amintiți cum lucrează operațiile astea în spate. Ok, și spuneam că operatorul ăsta plus funcționează și pe întregi și pe numere reale. De fapt, el este supraîncărcat pentru fiecare tip și în funcție de supraîncărcare știe să facă operația potrivită. Ok. Cum se face selectarea funcției potrivite dintre cele multe din acele scrise? Vă dați seama, spuneam că contează tipul și numărul parametrilor. Da? Să spunem că fac un apel la unei funcții adună, care ar primi doi parametri int și int, int x și int y, și eu apelez cu doi parametri float. A și B, inițializez valorile 2.5 și 3.6, să spunem. Cum alege compilatorul funcția potrivită? Păi el trece în mod normal prin 4 pași. Dacă după acești 4 pași nu găsește o funcție potrivită, returnează eroare de simbol nedefinit. Dacă la oricare din pași găsește două funcții, adică două funcții supraîncărcate se supun sau coincid cu apelul meu, atunci returnează compilatorul eroare de ambiguitate, pentru că nu va ști pe care dintre cele două să o apeleze. Ok. Hai să vedem care e ordinea asta în care se caută funcția potrivită. Păi, întâi încearcă să vadă dacă nu cumva e o funcție potrivită, fără să facă nicio conversie. Adică am o funcție care primește primul parametru char și al doilea float, apelez o funcție cu acea denumire cu primul parametru char și al doilea parametru float, vă dați seama că o identifică din prima pe cea potrivită. Dacă, de exemplu, nu există char și float și am doar char și double,
definită funcția și o operezi cu char și cu float, atunci încearcă să facă o conversie nedegradantă, adică fără pierdere de informații. Și aici ar fi chiar conversia asta, de la float la double, o conversie fără pierdere de informații. La fel cum e o conversie de la int la double sau de la int la float, la fel cum e o conversie de la char la int, adică de la tipuri mai slabe către tipuri mai puternice sau cu o rază de acoperire mai mare. Conversiile astea nu pierd informații, că pe unul îl transformă în 1.0 dacă îl convertește de la int la float. Un char care vă amintesc că între minus 128 și 127, dacă e unsigned de la 0 la 256, adică e salvat cu byte. Când îl convertește către int, iar nu se pierd informații, că intul, spre deosebire de char, e între minus 84 de mii și ceva și plus 84 de mii și ceva. Și în cazul ăsta nu pierde informații. Ok. Să zicem că n-a reușit nici în această etapă să-și dea seama care e funcția potrivită. Atunci trece la a treia etapă în căutarea funcției, și anume conversiile degradante, prin care se pierde informații. Și aici face conversii în ordine invers, adică de la float la int, de la double la float, de la double la int, de la int la char. Și vă dați seama că funcțiile astea nu prea funcționează corect, decât dacă numărul respectiv se încadrează în limita aceea. Păi hai să luăm de exemplu o funcție, ca exemplu o funcție adună. Avem o funcție adună care adună, să spunem, doi întregi. Deci primește, se numește adună, primește doi parametri int x, int y, face return x plus y. Ok. Și să spun că apelez această, declar în void main un float a egal cu 2,5 și un float b egal cu 1,5. Ei, această funcție, când o apelez adună de a și b, ce o să se întâmple? Vede care e tipul parametrelor. Păi a e float, b e float. Eu am definit doar o funcție adună care primește ca parametri doi întregi. Ok. Conversie, o funcție directă nu găsește, conversia nedegradantă nu poate să facă, așa că ajunge la a treia etapă, face conversie degradantă. Adică pe a din 1,5 îl transformă, sau 2,5, nu știu exact dacă am zis. Ok. Unul era 1,5 și unul 2,5. Pe A îl transformă din 1,5 în 1, îl trunchează, că trebuie să-l convertească la întreg. Pe cealaltă îl transformă de la 2,5 la în 2, la fel îl trunchează, cum face suma, returnează 3 în loc să returneze 4. Așa că funcția nu prea funcționează corect. Sau, mă rog, nu returnează ceea ce mă așteptam să returneze. Așa că mare atenție la conversiile degradante. Dacă după aceste 3 etape nu s-a identificat o funcție potrivită, atunci se caută în clasele respective, dacă e cazul, conversiile definite de programator, adică supraîncărcarea operatorului de casă, despre care o să vorbim puțin mai târziu. Bine, ce erori posibile există aici? De două v-am și spus între ele. Deci căutarea se oprește când o singură funcție coincide apelului, logic. Dacă mai multe funcții corespund apelului, vom primi eroare de ambiguitate, așa cum spuneam, și dacă niciuna nu corespunde apelului, atunci vom avea eroarea de linked detail. Ok. Și hai să facem puțin o paralelă la care o să revin peste vreo 2-3 laboratoare când vorbim de supra-definire, între supra-încărcare și supra-definire. Supra-încărcarea se face la momentul compilării. Adică, la momentul compilării, el vede ce am apelat și știe să copieze pe stivă pointerul către funcția de care am eu nevoie. Dacă nu o găsește, returnează erorile de mai sus. Dar oricum, chestia asta se întâmplă la momentul compilării, adică vorbim de early binding. Spre deosebire de supra-definire, numită overriding, despre care vorbim peste două laboratoare, cred, la care alegerea funcției se face în momentul execuției, pe baza unor pointer către obiecte, vedem atunci despre ce vorbim. Ok. Și altă problemă pe care vreau să o scot în evidență aici, este că putem vorbi de supraîncărcarea funcțiilor membre doar atunci când acestea fac parte din aceeași clasă. Adică, dacă am o funcție adună în clasa student și o funcție adună în clasa profesor, nu vorbesc de supraîncărcare. Sunt două funcții adună diferite și, oricum, atunci când le folosesc, dacă sunt statice, folosesc operatorul de rezoluție către clasă, dacă nu, apelez funcția cu un obiect. Adică, trebuie să scriu student s.adună, profesor P, de exemplu, P.adună. Și normal că nu avem studentul, nu avem profesor. Deci nu am supraîncărcare. Și când le definesc în afara clasei, trebuie să spun operatorul de rezoluție din fața clasei. Student 2.2.adună și le definesc, profesor 2.2.adună și le definesc. Clar, nu am supraîncărcare. Bine. Și hai să vorbim puțin și despre supraîncărcarea operatorului.
Dacă nu aș fi până acum, așa cum aminteam puțin la începutul seminarului, făceam un spoiler, operatorii sunt de fapt funcții ce au denumirea operator și simbolul grafic al lor. Adică plusul e de fapt operator plus, o funcție numită operator plus. Adică dacă apelezi A plus B, de fapt se face apelul funcției operator plus de tipul A punct operator plus de B. Adică operatorul ăsta plus e o funcție în cadrul clasei int, ar fi aici, dacă A și B sunt întregi. Ok. Și cu toate că pot fi supraîncărcați, adică să le dăm noi ce înțeles vrem, anumite caracteristici ale operatorilor rămân neschimbate sau trebuie să rămână neschimbate pentru a le păstra tocmai caracterul ăsta de universalitate. Și anume, nu putem schimba prin supraîncărcare precedența și direcția de evaluare a operatorilor. Dacă, să zic, A împărțit la B se face întotdeauna în parte pe A la B, nu pot eu ca prin supraîncărcare să returnez B împărțit la A. Că n-ar avea niciun sens. Altă caracteristică ce nu pot schimba, asociativitatea. Știm cu toții că împărțirea, de exemplu, are prioritate mai mare față de adunare. Nu pot forța prin supraîncărcare operatorului să facă adunarea înainte împărțirii sau să schimb anumite chestii de genul. Pluralitatea trebuie conservată. De exemplu, operatorul ampersand sau operatorul steluță. Hai să luăm pe ampersand. Ampersand are două roluri. Odată extrage adresă, o altă dată poate să aibă rolul de a face și pe biți. Vă reamintesc că ampersand înseamnă și un logic normal, ampersandul simplu și pe biți. La fel cum steluța face mulțire sau face extragere de conținut de la o adresă. Ai cu operatorul de referințiere sau operatorul de mulțire, joacă rolul dublu rol. Ok, dacă alegem să supraîncărcăm, trebuie să fim atenți să-i păstrăm pluralitatea, adică să îi dăm un înțeles și pentru extragerea adresei și pentru mulțire. O limitare, să spun așa, a limbajului e că poți fi supraîncărcați doar operatorii existenți. Nu mă pot trezi eu să inventez operator dolar, dacă el nu există în C++. Bine. Ce excepții avem la supraîncărcarea operatorului? Operatorii nu se compun automat. Dacă supraîncarc operatorul plus și operatorul egal, asta nu înseamnă că am supraîncărcat operatorul plus egal. Trebuie să supraîncarc mai departe operatorul plus egal. Păi există niște supraîncărcări, niște operatori care nu pot fi supraîncărcați. Și acestea sunt punct, punct steluță, două puncte, două puncte, cel de rezoluție de clasă, operatorul condițional, cel cu semnul întrebării, două puncte, care joacă un fel de rol din, dacă vi-l amintiți. El suna cam așa. Condiție, semnul întrebării, expresie dacă e true sau valoare dacă e true, două puncte, valoare dacă e false. De exemplu, cum pot afla maximul între două valori A și B folosind operatorul condițional? Scriu așa. A mai mare decât B, pun totul între paranteze, pun semnul întrebării, A, două puncte B. Adică dacă A e mai mare decât B, returnează A, două puncte, dacă nu, returnează B. Punct și virgulă, și asta ar fi operatorul condițional. Alt operator care poate fi supraîncărcat este size-ul. Altă excepție, nu se garantează implicit comutativitatea. Dacă supraîncarc operatorul plus pentru un obiect al meu și int, nu neapărat nu înseamnă că o să meargă și pentru int și obiectul meu. Adică dacă adun un student cu 3, nu înseamnă că merge să adun și 3 cu student. Trebuie să fac un operator separat care adună 3 cu student, adică un int cu un student. La fel și am scris predefinirea și postdefinirea. Preincrementarea și postincrementarea. Trebuie implementate explicit, adică dacă supraîncarc operator plus plus, vedem exact în chichiță aici cum fac diferența între preîncrementare și postîncrementare. Dacă fac operator plus plus, nu înseamnă că merge să fac și plus plus A și A plus plus. Am doi diferiți, unul face A plus plus, unul face plus plus A, unul de preîncrementare, unul de postîncrementare. Ok. Și supraîncărcarea operatorului se poate face numai prin funcțiile membrane statice, vă dați seama că nu am funcție statică ca și supraîncărcare, sau prin funcții frenze. La fel cum am discutat la toată. Ok. Și acum, hai să luăm operatorii ăștia pe rând, să vedem cum se supraîncarcă, urmând ca apoi să îi scriem pe fiecare în grijos. Avem aici niște print screen-uri. Și luăm prima dată operatorul plus plus. Și eu l-am definit ca și operator sau funcție, am spus că operatorul sunt funcții, ca funcție friend.
Vedeți că am doi operatori plus plus. De ce am doi? Păi, cum spuneam mai devreme, unul e de preincrementare, unul e de post-incrementare. Cum îmi dau seama care e cel de preincrementare și care e cel de post-incrementare? Foarte simplu. Cel de post-incrementare mai primește un parametru int, în afară de obiectul pe care dorește să-l modifice. Eu o să supraîncarc operatorii ăștia pentru clasa student pe care am făcut-o la laboratorul 4. Și vedeți că supraîncarc operatorul plus plus, el având sensul de a mări media cu o unitate. Adică dacă scriu, declar un student, așa cum vându-vă mine, un student, S5, bine, S1 e declarat în altă parte, aici se vede apelul. Dacă declar un student S1 și fac S1 plus plus, sau plus plus S1, înseamnă că i-a mărit media cu o unitate. Vă reamintesc diferența între operatorii, între preincrementare și postincrementare era în felul următor. La preincrementare, întâi se făcea incrementarea, apoi se făcea atribuirea, de exemplu, dacă operatorul era implicat într-o atribuire. La fel cum vedem jos, student S5 egal plus plus S1 înseamnă că se incrementează media și apoi se atribuie studentul S1 către S5. Ce înseamnă student S6 egal cu S1 plus plus? Înseamnă că întâi se atribuie S1 în S6 și apoi se incrementează media din S1 cu o unitate. Ok, și vedem că avem funcții friend, ambele, ca să mă asigur că nu modific studentul referința aia primită, pot declara și constantă și mai declar dintr-un motiv constant ca să opresc oarecum apelul în cascadă, că nu o să funcționeze. Adică să nu fac S1 plus 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 plus. Ca să nu se întâmple chestia asta, am forțat ca tipul returnat să fie constant. Ca să evit apelul în cascadă, care nu o să se apeleze corect sau, mă rog, nu o să aibă rezultatul pe care mi l-aș dori. Și vedem că am operator plus plus de preincrementare, care primește ca parametru timp funcție friend, nu îl primește pe dis, așa cum primește la referință de student. Am operator plus plus de post-incrementare, care primește pe lângă o referință de student și un int, tocmai ca să facă diferența între preincrementare și post-incrementare. Chestiile astea le scriu în clasă. Vă spun imediat de ce al doilea nu returnează o referință, ci returnează o valoare. Asta înseamnă că va trebui să am supraîncărcat în clasă constructorul de copiere. Bine, dacă clasa mea are funcții, are memory pointer. Ok. Să mă întorc la operatorul de preîncrementare, scris în afară, ori în altă clasă, ori în partea globală a CPP-ului, a fișierului sus. Ok. Și cum, ce se întâmplă la cel de preîncrementare? E destul de simplu, pentru că el returnează un obiect deja modificat, n-am decât să modific obiectul, adică să fac use media plus plus, să returnez obiectul modificat. Mai tricky e situația la operatorul de post-incrementare, care trebuie să returneze valoarea dinaintea modificării, apoi să facă modificarea. Și pentru asta va trebui un AUX, în care îl salvezi pe studentul S. Atenție, va trebui să am constructor de copiere și aici, în cazul în care am obiecte membre, în cazul în care am membri pointer, pentru a face această atribuție. Student AUX egal cu S. Vă reamintesc că în cazul ăsta se apelează constructorul de copiere. Dacă scriam student AUX, punct și virgulă și apoi pe rândul următor AUX egal cu S, se apela operator egal pentru că AUX-ul ăsta era deja definit și s-a apelat constructorul implicit pentru el. Hai să revenim la operatorul de post-incrementare. O să am așa. Student AUX egal cu S, S.medie plus plus, adică măresc media studentului primit ca parametru, adică celui pe care se livrează, dar îl returnez pe AUX, nu mai returnez nouă student, pentru că am spus că la post-incrementare întâi se face atribuirea și apoi incrementare. Și de ce am nevoie sau de ce nu trebuie să returnez o referință? Păi hai să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă aș returna o referință și nu o valoare, adică aș avea student ampersand, nu student simplu. Păi, eu de fapt returnez? Returnez pe AUX, nu? AUX ce este? O variabilă locală în funcția operator plus plus de post-incrementare, teoretic. Adică AUX e creat la începerea funcției și va fi șters la ieșirea din funcție. Asta înseamnă că dacă aș returna o referință, acea referință va pointa către nul, pentru că atunci când returnez pe AUX pe referință, el fiind definit în interiorul funcției ca variabilă locală, s-a terminat funcția, el e șters și ia-l de unde nu.
Așa că va trebui să întorc o valoare, nu o referință, adică o copie a lui AUX, de fapt, care este făcută automat de constructorul de copii. Ok, vedem cum se face și apelul, oricum o să scriem imediat în C++, chestia asta în Visual Studio. Pentru minus minus, la fel se va face, doar că acolo am zis un medie minus minus și operator minus minus de pre-decrementare și de post-decrementare. Vă dați. Ajungem la operatorii binari. Ăsta a fost un operator unar. Sau ăștia, dacă luăm și plus plus și minus minus. Operatorii binari plus și minus. Restul funcționează cam la fel. Ăstora o să le dau trei înțelesuri. Primul e operatorul plus care îmi face adunare între un student și un float. Avem apoi operatorul plus care face adunarea între un float și un student, ca să meargă și s plus 5 și 5 plus s, așa cum vorbeam puțin mai devreme. Și un alt operator plus care îmi face adunarea între doi studenți. Și primii am ales să scriu friend, pe ultimul am ales să scriu membru în clasă. Hai să vedem cam când alegem să scriem funcțiile friend, adică o supraîncărcare a asta operatorului friend, și când alegem să o scriem ca funcție membru. Pe regulă ar fi, cu toate că i-am îmbolnăvit în cuie, regulă ar fi cam așa. Dacă primul parametru e de tipul clasei, adică e un obiect de tipul clasei, cum am primul operator plus de acum, el adună un student cu un float. Primul parametru e student. Teoretic, aș putea să-l scriu și ca membru în clasă, pentru că primul parametru fiind student, el oricum e primit prin intermediul pointerului this, care e implicit, așa cum am vorbit în primele laboratoare. Transmis implicit, nu-l vedem, dar el e acolo. Ok. Și deci, primul operator plus aș putea să-l supraîncarc și prin funcție member. A scrie fără friend. Double operator plus de float și atât. Pentru că primul student la care adun e this. Am ales totuși să nu fac supraîncărcarea așa, ci să o fac funcție friend. Al doilea exemplu, n-aș putea să o fac funcție member, ci ar merge doar funcție friend, pentru că ar trebui să o scriu supraîncărcarea asta în clasa float. Și acolo nu prea am voie să scriu chestii, că e clasa sistem. Închidem paranteza. Ajungem la operatorul double, ăsta scris, operatorul plus, care adună doi studenți, ăsta fiind scris ca funcție membră, am nevoie doar de un alt student cu care se face adunare. Și că nu v-am spus la operatorii plus, plus și minus, minus, cum alegem tipul returnat? Păi ne gândim, ce am vrea să-i dăm? La plus, plus și minus, minus era logic. Orice plus, plus și orice minus, minus, întoarce un obiect de tipul pe care operează. Adică, A e int, fac A plus plus, e normal că o să întoarcă tot un int. A e float, fac A plus plus, va trebui să întoarcă un float. A e student, fac A plus plus, trebuie să întoarcă tot un student. La operatorii plus și minus pot alege eu ce să mă întoarcă. Pot să-mi întoarcă double, pot să-mi întoarcă tot un student, cu media mărită, ce vreau eu. Eu am ales să întorc double și anume va fi media, adică dacă fac adunare între un student și float ne returnează media studentului plus floatul respectiv, la fel se întâmplă și în cazul float student. Dacă fac operator plus pentru doi studenți, se adună mediile și se returnează media, suma mediei. Ok, vedeți cum o definim pe operator plus care adună doi studenți în clasă, fac suma dintre disagiată medie și îi spun mediile. Cum fac pentru ceilalți? Destul de simplu, scriu în afara clasei, fac return s medie plus m, din coace, la fel, doar că ordinea în care primesc e diferită, că spuneam că anume comutativitatea nu este asigurată implicit, ce trebuie să o definim. Pentru minus, vă dați seama că se face la fel. Hai să vedem cum supraîncărcăm operatorii mai mici și mai mare, ca să afișăm obiect. Ăștia sunt poate cei mai sau supraîncărcarea asta e poate cea mai folosită supraîncărcare de operator. Teoretic, ea se poate face doar pe funcție friend. Putem forța oarecum să nu fie funcție friend, dar eu vă recomand să faceți supraîncărcarea operatorului minus minus și mai mare prin funcție friend, dacă nu trebuie neapărat să faceți prin funcție friend. Adică circumstanțele vă obligă să faceți în felul ăsta. Și hai să vedem. Păi, așa cum o să vorbim peste ceva laboratoare, clasele astea, de fapt, sin și cout, sunt obiecte de tip istream și ostream. Astfel încât, atunci când supraîncarc operator mai mic, trebuie să returnez un obiect de tip istream, când supraîncarc operator mai mare, exact pe dos. Când supraîncarc operator mai mic, trebuie să, că e de fapt ca cout-ul, trebuie să
întorc un obiect de tip O-string, când supracar cu operatorul mai mare, mai mare, pentru că la fel ca și nu trebuie să returnez un obiect de tip E-string. Bine, până aici. Doar că supraîncărcările astea de operatori, primind ca prim parametru un obiect de tip E-string și O-string, la fel pe referință, trebuie să le scriu ca, în general, ca funcții friend, nu ca funcții membre. Pot forța, vă zic, și scrierea ca funcții membre, dar nu vă recomand. Ok. Și cum fac operatorul mai mare, mai mare? Păi eu o să fac exact pentru studentul meu. Declar un... Asta e cezirea, da? Un stream, un obiect de tip stream, prin, o transmis prin referință, numit intrare, trimit și un student ca parametru tot prin referință, de ce prin referință, ca să îl pot modifica, cum să citesc în el valori. Și fac cout nume, intrare mai mare, mai mare, vedeți, nu mai funcție, inci, intrare, parametru de tip stream. Nume, cout, endline, matricol, citesc matricolul și la sfârșit trebuie să am grijă să returnez stream. Intrare, scuze, adică obiectul de tip stream. La fel se întâmplă și pentru operator mai mare, mai mic, mai mic, adică cel de afișat. Scriu ieșire, mai mic, mai mic, pentru cu matricolul și media și are numele și ce mai vreau. Cum fac apelul? Scriu CINES 7, CIAUT 7. De 7 nu scriu. Nu mai chinui să apișești fiecare membru din clasa asta a mea student. De ce am nevoie de funcție friend? Vă dați seama ca să apelez, ca să am acces asupra tuturor membrilor. Că n-aș putea să am acces, de exemplu, asupra matriculului, altfel decât dacă funcția asta ar fi. Am vorbit despre asta la laboratorul trecut. Vă rog să le vedeți dacă nu vă mai amintiți. Ok. Ce alți operatori pot supraîncărca? Alt operator destul de important pe care nu l-am supraîncărcat eu, dar destul de simplu de supraîncărcat, este operatorul cu paranteze pătrate. Ăsta se folosește în general pentru clasele ce au mai multe elemente. Adică o clasă ar fi vector. Are sens să supraîncarc operatorul cu paranteze pătrate dacă am clasa vector. Că o să returneze elementul pe care am dat ca parametru. Și vă dați seama că asta returnează o referință la tipul clasei, adică dacă aș supraîncărca operatorul paranteze pătrate pe clasa la student, va trebui să returneze o referință la student. Și primește ca parametru un int, adică indexul pentru care se aplică operatorul paranteze pătrate. Și bine, el poate ascunde și prevăluri complexe. Gândiți-vă că dacă aș avea clasa listă, de exemplu, simplu înlocuită, de fapt, ca să returneze elementul 15, va trebui să fac pe săgeată URM, 14 ori. Chestia asta o ascund prin operator, adică el mi-asigură încadrarea indexului în domeniu, mi-asigură adresarea unui element și ascunderea propriilor complexe. Deci pentru încadrarea indexului în domeniu, cum mă ajută pentru chestia asta? Pot verifica dacă i-ul ăla prin parametru e mai mare ca 0, când ar vrea să am un indice negativ, și dacă i-ul ăsta e mai mic decât maximul, valoarea maximă de elemente din tipul meu. Aici sunt operatorii new și delete, pe care pot supraîncărca pentru a aloca și dezaloca spațiul de memorie. Operatorul cast, care, atenție, nu are tip returnat, că se numește, de exemplu, dacă vreau să fac cast de la sprint la double și să am media, de fapt, va trebui să scriu operator double, nu double operator double, că se prinde ce valoare returnează din numele operatorului. Nu există operatorul virgulă, operatorul funcție, adică paranteză. O paranteză închisă și una deschisă, am două rotunde, și operatorul săgeată, pe care îl folosim ca să accesăm membrii dintr-un cont. Cum se face, și cu asta închei, și trecem la lucrul în Visual Studio, cum se face conversia dintr-un obiect în altul? Păi, o metodă ar fi, așa cum spuneam, și aici îmi refer la punctul 2 din prezentare. Păi, pot să supraîncarc operatorul de cast de la prima clasă la cea de-a doua. Deci, de exemplu, dacă vreau să convertesc un student la double, spuneam că fac operator double și nu primește niciun parametru și fac return s.mede. Bine, nu primește niciun parametru dacă îl declar ca membru. Dacă îl declar ca friend, va primi un student prin referință. Și fac return s.mede. Și ăsta a fost operator double. Cum îl apelez? Păi scriu double x egal cu double între paranteze rotunde de student, adică studentul de S, unde este un student. Și m-a făcut în principiu conversia de la student la double. Asta e o metodă. O altă metodă e să fac un constructor în clasa respectivă ce primește parametru un obiect de tipul celei de a doua clase.
Adică, hai să spun că, să nu mă refer la chestia asta, poveștia double, student, că nu o să meargă, n-am voie să spun clasa double. Dar, să zicem că am profesor și student și vreau să fac conversie de la student la profesor. Adică, un student a terminat doctoratul și devine profesor, să spun. Cum fac conversia asta? Păi, o metodă ar fi să declar, sau să declar operatorul profesor în clasa student. Deci, în clasa student fac operator profesor, când fac profesor P egal cu profesor între paranteze de student, știe automat să facă win de S, când de S e un student, și să facă conversia asta. O altă posibilitate e să fac un constructor în clasa profesor și primește ca parametru un student. Și atunci pot apela, de exemplu, profesor P de S și îmi face conversia la profesor. Ce ar mai trebui să știți e că aceste două metode oarecum se exclud reciproc. Adică, dacă există un astfel de o supraîncărcare a operatorului de casă sau un constructor, nu mai ai nevoie de celălalt. Pentru că dacă le scriu pe amândouă, de obicei o să am probleme și unele compilatoare o să retureze ambiguitate. Că nu știe, folosește chiar tu sau folosește constructorul cu parametru ca să facă conversia într-un linter. Ok, păi asta am vrut să vă spun legat de teorie. Haideți să trecem la partea de practică. Bine, și așa cum spuneam, lucrăm pe exemplu de la laboratorul 4. Vă amintiți acolo că sunt clasa student cu constructorul fără parametri sau și implicit, constructorul cu parametri, mai avem și constructorul de copiere, destructor, o funcție init, niște getter și setter și cam atât. Ok. O să lucrăm pe exemplu ăsta care are și un membru pointer, e destul de bine. Îl downloadați de acolo, de la laborator 4, în cazul în care nu aveți. Înainte să încep cu supraîncărcarea operatorilor plus, plus, minus, minus, pe care am vorbit, aș vrea să începem cu un operator pe care l-am omis în prezentarea de mai devreme, dar care este foarte important și despre care v-am tot spus, și anume operatorul egal. Și el seamănă foarte mult cu constructorul de copiere. El de obicei este supraîncărcat în cadrul clasei. Și asemănător cu constructorul de copiere, așa cum spuneam. În cadrul clasei, adică ca funcție main. Ce ar trebui să returneze? Păi, deodată ce scriu S2 egal cu S1, vă dați seama că trebuie să returneze un student. Și hai să returnez și prin referință. Operator egal. Spuneam că numele funcțiilor de tip operator sunt compuse din numele din cuvântul cheie operator și simbolul lui grafic. Și primește ca parametru la fel ca și constructorul de copiere un student prin referință. Ok, și ce face operator egal? Păi, spre o deosebire de constructor de copiere, a de făcut două chestii în plus. Prima e să șteargă sau să dezaloce, mai bine spus, membrii care sunt alocați dinamic, pentru că el lucrăm pe un operator pe un obiect deja inițializat. Vă dați seama că sunt sau poate e alocat spațiu. De exemplu, dacă S-ul ăsta din care vreau eu să copiez în dis are numele, sau mă rog, nu, să spun că în dis am ceva. În dis am anonim. Și eu vreau să copiez în dis anonimul 13, vă dați seama că am nevoie de mai mult spațiu decât am deja alocat, așa că trebuie să este pe ăsta de aici, să aloc mai mult, și apoi să fac copierea. Și spuneam că el are același cod. Ok, hai să copiez fără să apel la constructorul copiere. Copiez ăsta și înainte să aloc spațiu pentru nume, să fac așa. If this săgeată nume diferit de null, pentru că dacă e null o să-mi dea eroare la delete. Atunci fac delete this săgeată nume și virgulă și abia apoi pot să fac alocarea și copierea. Cu matricul și cu media n-am probleme pentru că ele nu sunt alocate dinamic. Și un alt lucru în plus mai are de făcut operator egal și anume să returneze o valoare. Return steluță this. Cum și de și hai să apele și la sfârșit un iau s-a apelat operator egal.
Ok, și am pe aici un S1, S1 cu un nume, S2 cu un S3 de S2 și aici o să apareze separat operator, constructorul de copiere, la fel și dacă fac student S4 egal cu S2, se va afișa exact același lucru, adică s-a apelat constructorul de copiere, o să comentez asta să vedeți că asta se întâmplă, că se apelează operator egal, când scriu așa, student S5, S5 egal cu S2 sau S5 de S2. La fel cum se vedeți aici, S3 egal cu S2. Aici și comentați. Ok, și să afișeze pe aici pe chestii, culminând la sfârșit cu ia să strigă și asta că probabil arătați atunci variabilele ca să definite într-un bloc care se dezalocă la sfârșitul blocului. Ok, și o să pun un breakpoint aici. Task start debug, deci ar trebui ca pe ultima linie să apară separat operator egal pe la asta. Ce-am greșit, ce-am greșit? Ah, posibil ca... Posibil ca nu e posibil. Așa. F11. Ah, ok. Merg să am văzut. Pentru că am pus return înainte de cout. Și dacă fac return înainte de cout, la cout nu mai ajunge. Ok, ați văzut și cum se folosește debugger-ul ca să-mi dau seama când am dat pe stângul drept. Ok. Și dau un F10. S-a apelat operator egal. Bingo. Asta e operator egal. Hai să vedem operatorii plus plus de preincrementare și plus plus de postincrementare. Și spuneam că ăștia scriem ca funcții membre, nu funcții friend. Friend. Operator plus plus. Ce returnează în primul rând? Păi spuneam că tot un student. Și dacă ăsta e de preincrementare, îl pot returna chiar prin referință. Și primește ca parametru un student, tot prin referință, pentru că e funcție friend și nu, mai avea, nu va avea pe disk. Și apoi mai am un friend student ampersand, dar am spus că scot ampersandul pentru că o să returnez acela aux care e variabilă locală și o să returnez un pointer către null dacă îl returnez prin referință. În schimb, pe cel care îl primesc ca parametru, îl pot primi ca referință. Și mai spuneam că aș vrea chiar ca această referință sau această valoare returnată să fie constantă ca să nu pot apela operatorul în cascadă, că s-ar putea să nu funcționeze corect. Operator plus plus. Și vedeți că mai am o problemă și anume am mutat int-ul care îmi face diferența între cei doi operatori. Vedeți că deja am dat o eroare că am operatorul de preîncrementare definit de 2. Hai să dau un build rebuild. Totul funcționează. Să scriem în afara clasei o, scuze, student ampersand, operator plus plus, student ampersand s. Așa. Și aici scrisem așa, medie plus plus return s. Că este de preimplementare, plus plus cum și de aici. Copy paste, am const student fără ampersand operator plus de student s și intri. Eu ăsta nu o să-l folosesc nicăieri, e folosit doar ca doar pentru ca hai, oricum mă dau tot, nu reușesc să evit cacofonie. Doar pentru simplul motiv de a evita cacofonia, de a evita confuzia asta între operatorul de preincrementare și operatorul de postincrementare. Adică, pentru a ști compilatorul care e unul și care e celălalt. Bine, și spuneam că aici facem puțin altfel, adică declar un student au student au. Student, am scris bine, aux,
Facea plus și lăsăm pe SS. Egal cu S. S. În medie. Plus plus. Return. Out. Funcționează. Rebuild. 3. Deci pentru care am o medie? Pentru S2, da? Chiar afișez S2 cu un get medie. Păi ce să fac? S5 egal cu S2 plus plus. Să văd cam ce medie cu am în S2 și ce se întâmplă când am plus plus S2. Asta ia să fac tarde. Hai să pun. No. Stop debugging. Hai să pun break-ul aici, da? Asta de post incrementare. Ar trebui întâi să-mi fac atribuirea și apoi să fac incrementarea. Păi, în S2 a media 10. În S5 a media 10 că s-a copiat. Mai devreme din S2. Dau un F10. În S5 rămâne media 10, dar în S2 a media 11, parcă ar exista. Dar oricum, ce se întâmplă dacă scriu plus plus S2? Păi o să am în ambele media 11, când îi faci incrementarea lui S2 și apoi faci atribuirea. Ia să văd dacă acest lucru chiar se întâmplă. Deci am aici, ăsta are media 10, ăsta are media 10. Fac un F10 ca să execut linia asta, ăsta are media 11, ăsta are media tot 11, nu are media 10. Ok, asta era diferența între pre-incrementare și post-incrementare. Nimic greu până aici. Hai să vedem și cum e cu operatorii plus, sau de fapt cu operatorul plus, pentru care făcusem 3 supraîncărcări. Și aveam două care erau funcții friend. Și se turnau double. Prima, îl adunam un student cu un double. Și a doua o returna un double. Cea de-a treia era membru în clasă și a returnat o double, dar primeam un singur parametru pentru celălalt, pentru că pe celălalt îl primea prin intermediul pointerului disoperator. Plus de student ampersand S. Am scris student. Ok, și aici o să fac return this săgeată medie plus expand medie. Și returnează operatorul ăsta? Vă dați seama că e la alegerea mea, a returnat-o. Eu aș, am ales să returnez suma medie, pot să returnez suma matricolelor sau un student care are media cât cei doi studenți. Ok, hai să definez cu și poți să las doi în afară. Deci am tabă. Deci am nevoie de 2 ca să asigur comutativitatea dumneavoastră. Operator. Și o să fac reiter S. Medie. Plus X. Și ăsta arată exact la fel numai cu inter, să spune că primește un X ca un parametru și un student S ca, cel, ca parametru numărul 2 și o să fac, să las la fel. Asta și n-am decât acum să fac așa. Cout. S5 acum va avea media 11, așa că fac S5 plus 2 ca să ne așeze 13, să fie sub ghinion. De ce merge cout-ul? Nu ca și supra încărcat operatorul în mai mare, mai mare, pentru că funcția se returnează double și face cout pe un double. Cout 2 plus S5 și cout 2 plus S5. Asta pentru a încerca funcția care primește
Aia mentre le fac. Și hai să pun shift în enter la sfârșit. Și deci a trebuit să returneze 13, 15 și 15 și cu 11, 26. Ia să vedem. Deci am 13. Ah, ok, ok, da, nu face așa modificare, să facem să că nu rămâne să 13, 13 și 11 plus 11, 22. Că dacă face doar adunarea, nu salvează și în clasă. Ok. Deci asta 11 cu 2, 13, 2 cu 11, tot 13, 11 cu 11, 22. Bine, hai să spun, încărcăm acum operatorii tot friends, poate cel mai important, și anume cei de afișare și de citire. Prima dată pe cel de citire. Ampersand friend, e string ampersand, spuneam. Operator mai mare, mai mare, e string ampersand, virgulă, student, tot ampersand. Și friend, string, asta e cel de afișare, operator mai mic, mai mic, string ampersand și student pot să-l transmit acum prin valoare în aproape în referință, pentru că nu fac modificarea asupra lui, ci doar îl afișez. Hai să le scriu pe astea două în afară, aici. Să fac cum citesc numele. O să fac așa. Și iată. Numele, două puncte. Și in. Și o să trebuie să declar chart nume de 40, să spun. Intrare mai mic, mai mic, nume. Și atât, că nu se pot să citesc direct în spun nume, pentru că mai mare, mai mare. Nu am spațiu de memorie alocat. Și ia să văd dacă am scris setter pentru nume în casa asta. Set modifică nume. Ok, modifică nume, dar am modificat ulterior ca numele ăsta să fie pointer și modifică nume nu funcționează corect, ce puțin momentan, deci am student. Ia să verific dacă am scris tot corect în clasa asta. Nume egal cu ceara, anonim, ok, asta pare și asta în regulă. Operator egal, destructură ok, ini, dar modifică nume nu e ok, pentru că trebuie să fac așa. Săgeată nume, care e delete, this săgeată nume, this săgeată nume, care cu un char de sitere len de n plus 1, cum și virgula. Și apoi apoi să facă copierea și aici o să fac trare nume, îi spun că modifică nume de nume. Și am de citit matricul și media, nu? Și iat medie. Ok. Bien. Intrare mai mare de expunct medie
layout matricol. Sfârșit return intrare. Și acum operatorul mai mic, mai mic. Deși o să-i spun student. Și să fac ieșire. Și media. Și virgulă, return, un punct și un enter. Hai să-i testez pe cei doi. O să declar un student S6 și o să fac sin S6 și out S6. Să văd dacă funcționează. Aici. Nume Bogdan. Vedeți că CN-ul implicit nu acceptă spațiu. Adică dacă scrieți Bogdan și mai las un spațiu, nu o să ne prea pe tot. Vedem peste câteva laboratoare cum facem să ne prea pe tot. Media 9.2, matricul 1.2.3. S-a apelat și avem studentul Bogdan are matricul 1.2.3 și media 9.2. S-a apelat și destructorul. Ok. Asta era operator. Este era operatorul meu aici, mai mare. Și spuneam de operatorul paranteze pătrate, că mai e, nu ai cazul aici să-l apelezi, că nu prea are ce să returneze. Poate, hai să-l scriu și să returneze litera I din nume. Scriu că am membru în clasă, da? De aici. Să returneze un char. Tot paranteze pătrate int i. Fac verificarea. If i mai mare sau egal cu 0 și i mai mic decât str len de disăgeat nume. Bine, ar fi ok să verific întâi și dacă numele e nul, că dacă numele e nul, nu se facă să târlem pe el. Atunci return nume de i. Și ia să văd aici. O să dau see out S6B2. Adică va testa ar trebui să știți dacă mai pun o dată Bogdan G. Pentru că e al treilea, de fapt, caracter din Bogdan. E de 9.2 și 3. Copa am uitat să pun breakpoint. Și apelează G-ul ăsta, după s-a apelat destructorul. Deci merge și operatorul paranteze pătrate. Și hai să fac și să încarcă și operatorul de cast la double. Aici. Deci ăsta va fi operator double. V-am spus, nu are tip returnat. Și ăsta să facă return. Deci, medie, cum îl apelez,
mă fac aici după glue ăsta. După ce las un spațiu. Opa, s-a făcut așa. O ambiguitate. Da. Poate să apereze și chest-ul acum. Vom face 5 plus S2 și să convergească pe asta la double să facă adunarea. Hai să fac operator int. Operator double. E aceeași conversie, aceeași problemă pe care o spuneam când face la conversie într-un obiect în altul. Ambiguitatea aia generată de prezența și a operatorului de cast și a constructorului cu parametru de tipul celălalt. Bine, hai să găsesc ăsta, operator int îl fac. Sper că acum sunt probleme, cu toate că o să facă conversie cu pierderea informației și același lucru. Ce, la cineva să facă conversie și la plot? La fel o să facă operator char. Da, și la asta o să fac conversie. Da, și la asta o să fac conversie că operator chiar stălut și returnează nu. Nu mă lasă nici asta. Hai să stai unde ești. Ok, și să fac, nu mai fac cu ăsta, că oricum, bă, că oricum îl supraîncarc, produc ambiguitate cu operatorul plus. Să știți că așa trebuie el supraîncărcat, cum am scris mai devreme, într-o clasă în care nu am supraîncărcat operatorul plus, că altfel îmi dă eroare de ambiguitate. Nu știu exact dacă, că de exemplu aici, nu știu exact ce face. Apelează operatorul plus din clasa, de exemplu asta să luăm. Apelează operatorul plus din clasa mea sau apelează operatorul cast din clasa mea și face, folosește plusul din clasa int, ar fi aici, pentru că pentru asta există conversie la int. Și o să fac 2 plus, adică un int plus un alt int. Și am ambiguitate. Ok, asta a fost pe azi, ne revedem data viitoare.